Troleibuzele ar putea circula din nou pe străzile Iașiului după aproape 15 ani de când au fost scoase din oraș. Primele mijloace de transport ar putea ajunge rapid la Iași, asta deoarece marți s-a lansat ghidul de finanțare pentru transportul public ecologic. În plan sunt 44 de autobuze electrice și 32 de tramvaie noi, iar bugetul prevăzut pentru primul an de finanțare al proiectului este de 480 de milioane de lei. La Iași a fost ministrul de finanțe Florin Câțu, iar vizita a avut drept scop rezolvarea problemei poluării. În același timp s-a lansat la Iași un ghid de finanțare al unui program național al administrației de mediu. În plus, la acești bani vor avea prioritate orașele poluate din țară, Iașul fiind printre ele. Prezentarea a fost ținută în incinta depoului CTP Iași, acolo unde în scurt timp ar trebui să ajungă noile achiziții. Pentru început ar fi vorba de o primă achiziție a 20 de trolei buze plus tramvaie. Municipalitatea ar intenționa astfel să facă transportul public din oraș în mare parte electric, autobuzele urmând a deservi zona metropolitană. Proiectul vizează îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. De aceea se mizează pe utilizarea autobuzelor electrice sau cu gaz natural comprimat, tramvaie și troleibuze. Elemente de noutate și pentru mine privind eforturile pe care Ministerul de Finanțe le-a făcut. Programul de finanțare însă are prevăzut un buget de 480 de milioane de lei. La nivel național se va contribui cu aproximativ 350 de mijloace de transport public în comun noi. Discuția despre poluare, aer curat este foarte importantă în Comisia Europeană și la Ecofin s-a discutat foarte mult despre efortul pe care trebuie să facă statele europene pentru a avea o Europa verde. România, bineînțeles, trebuie să contribuie la acest efort și aerul curat costă. Ați auzit aici câteva cifre foarte mari pentru ceea ce poate ce face doar Iașul și trebuie să facem acest efort la nivel național. În următoarele 30 de zile, programul se va afla în consultare publică.